Gândindu-mă la fratele Vasile Talpoș, mă gândesc la un om pe care Dumnezeu, în harul lui, i-a dat privilegiu de a fi folosit în lucrarea lui, în funcțiile și în pozițiile de decizie cele mai înalte din țara noastră, în cadrul cultului baptist, cel puțin, cât și în Europa. Mă gândesc însă în același timp că toate aceste privilegii, acest har nemaipomenit pe care Dumnezeu l-a revărsat peste un om, venit dintr-un județ mai puțin cunoscut, poate dintr-o familie mai puțin cunoscută, dar toate aceste privilegii au venit la pachet cu multă suferință, sacrificiu, muncă, alergare, ceea ce s-a văzut în viața fizică a fratelui nostru, dat fiind faptul că a contactat boala, boală care l-a măcinat încet, încet. Îmi aduc aminte cu plăcere de când a venit din Statele Unite, când a devenit doctor, era atunci pe Măgheranului, când l-am auzit prima dată predicând, pe urmă am avut alte contacte, pe urmă la institut, dar mai târziu, după ce s-a îmbolnăvit în special, am avut privilegiul acesta de a-l vizita, pentru că frații care sunt bolnavi în special au nevoie de cineva să-i asculte. Și am învățat foarte mult istorie biblică baptistă, poate mai mult decât la institut, și alte lucruri foarte importante. Plus, am modelat multe din doctrinele pe care le aveam. Aș dori ca Domnul să binecuvinteze familia, să continue în harul acesta și în privilegiul acesta de a fi slujitori ai Domnului și să binecuvânteze biserica aceasta și toți cei care, într-un fel sau într-altul, au fost înrâuiți de mesajul, de exemplu, de comportamentul fratelui nostru. Amin.